Te salut cu drag. Hey Google, stop music. În pauze, recunosc, îmi place să ascult sunete ale naturii, valuri, sunetele pădurii, ploaie. E o formă de scăpare. Întrebare. O secundă. Hey Google, stop music. Cu siguranță acum s-a oprit. E, trebuie să fii ferm. Întrebare. De ce... O secundă. Nimic nu se compară cu un cablu scos dintr-un aparat. E, face minuni. De ce după divorț mamele încearcă să-și apropie copiii de tăticii care au plecat din cuib, din dorința de a respecta o vorbă bătrânească în conformitate cu care copilul trebuie să aibă doi părinți? Da, dar nu oricum. Dorința de normalitate de care dă dovadă mama în încercarea ei repetată de a apropia copilul de părintele biologic are legătură cu o viață la care dânsa râvnește, la care dânsa visează. Doar că viața o obligă să înțeleagă că omul pe care l-a ales cu dragoste multă în urmă cu ani de zile nu mai este cel din prezent. Dintr-o răzbunare pe care nu o înțeleg, deși recunosc că mă gândesc la ea de foarte mulți ani, tații care pleacă din cuib după divorț se răzbună pe mămici, pe soții, fostele soții, nemai vorbind cu copilul, / copiii. E îngrozitor. Să mă sune când are nevoie de mine. O să-l ajut. Dacă are nevoie de ceva, sigur o să mă caute. Mă, omule, copilul are nevoie de o vorbă bună. Copilul încearcă să te sune, să vorbească cu tine. Nu are nevoie de nimic. Vrea doar să te audă. Dar nu știu că am timp. Am foarte multă treabă. Să mă sune. Dacă am timp, o să răspund. Și omul nostru își face timp și răspunde. Și copilul întreabă, ce faci, tati? Uite, sunt la muncă, am treabă multă, tu ce faci? Bine, cu mami pe acasă. Mamă, când a auzit cu mami pe acasă, urechile lui s-au închis. Și creierul la fel. Bine, bine, hai, am treabă, vorbim mai încolo. Te sună tata cum poate. Hai, pa, pa! Legătura asta ce-ar fi trebuit să fie simțită de peste mări și de peste țări dintre un copil și tată, dintre tată și copil, este doar dintr-o singură direcție, respectiv de la copil către tată. Copilul simte. Relația ar fi trebuit să fie funcțională, indiferent de ceea ce părinții împart. Numai că dintr-o mândrie stupidă, unii tătici, că nu toți sunt răi, se răzbună pe fostele soții, pe fostele partenere, prin copii. Pe aceștia, din urmă, îi îndepărtează și cu greu le vorbesc. Indiferent
cât de aproape de ei stau. Am văzut pe vremuri, în fostul meu cartier, de care recunosc că nu îmi pare foarte tare rău, în fața unei scări, zile întregi, o fetiță foarte curat îmbrăcată și bine îmbrăcată, se vedea că cineva are grijă de ea, care aștepta cu minte, cu o păpușă sau cu un suc, depinde de ziua în care o vedeam, sau cu o altă jucărie în brațe, în fața unei scări. Într-o zi, după ce mi-am pus întrebarea, evident, pe cine așteaptă copilul, sau ce așteaptă copilul, sau unde trebuie să plece copilul, am auzit două doamne, cu siguranță, stăteau în blocul în care, din care fata aștepta să iasă cineva, care vorbeau. Una era pe geam și una era jos, în fața geamului. Denumite popular și cu răutate 4K. Că ele văd tot, au tot, prin tot. O auzi, o vezi? Da, a cui e? A lui Ștefănescu de la 4. Nu vrea să vorbească cu ea. De ce? S-a certat cu măsa groaznic. Cine, fata? Nu, Ștefănescu. Păi și fata cu ce a greșit? E, cu ce a greșit? Că e a lui Ștefănescu. Păi a lui? Da, e a lui. Păi și de ce pedepsește bietul copil? Ca să se răzbune pe măsa. Acest dialog extrem de simplu, dintre două persoane cu un grad de inteligență modest, cu puțină școală, mi-a făcut lumină în cap. Și mi-am dat seama că acest act al răzbunării, indiferent de cum îl cheamă pe omul care se răzbună, poate aparține și unor oameni cu carte foarte multă, dar și unor oameni ce nu s-au pregătit niciodată din punct de vedere academic și care sunt pur instinctuali. Pe instinct, atât unii cât și ceilalți, își reneagă copiii. La întrebarea de ce, există un singur și unic răspuns. Ca să vadă ceea ce au pierdut. Nu contează motivele divorțului. Nu. Datorită faptului că tatăl nu va accepta niciodată că este doar vina lui. Chiar și atunci când este. În cazul particular când vina nu este a lui, ci este o vină comună sau vina partenerii, tatăl se va răzbuna și mai tare. Acum, copiii, dragi tați, nu v-au greșit cu nimic. Nu are rost să-i folosiți ca și armă împotriva fostelor partenere. Fiindcă le distrugeți viața. Sfatul meu, din suflet pe care vi-l dau, este următorul. Încercați să fiți nu buni. Poate nu puteți, din vari motive. Poate ceva vă trage în spate și vă arată că e bine să rămâneți într-o zonă de confort. Dar măcar fiți normali. Dacă puteți. Atunci când copilul vă sună, răspundeți cu drag la telefon. Nu-l repeziți pe copil. Adresați-i măcar 7-10 întrebări până când închideți telefonul. Când vedeți că fiul sau fiica dumneavoastră vine la dumneavoastră în vizită și poartă o hăinuță care este evident cu un număr mai mic, indiferent de câți bani aveți în casă, că jur că nu contează, vă duceți și cumpărați haina aia, o înlocuiți cu un număr pentru vârsta care trebuie. Dacă vedeți că este îmbrăcat copilul în neregulă, fiind afară
frig sau că plouă și copilul vine ud, vă ocupați să remediați această problemă. În viața pe care voi o creați în jurul vostru, nu este vorba doar despre voi, ci după ce deveniți tătici, și despre copiii voștri. Ura pentru fostul partener de cuplu nu vă transformă și nu vă recomandă în niciun fel bine. Iar dacă uitați pentru vreo secundă că sufletelul ăla pe care l-ați creat împreună cu mama va aparține, înseamnă că vorba aia românească, care are vreo 250 de ani, spusă cu o bidă multă de o bătrânică în jurul focului, vorba sună așa: maică, Dumnezeu le dă copii la toți proștii. Începe să fie adevărată pentru voi. E greu să fii un tată bun și nerăzbunător. Dar sunt convins că dacă îți iubești copilul foarte tare, vei reuși. Fă-o pentru copilul tău și nu te mai gândi cu cine l-ai făcut. Nu mai contează. Faptul e deja împlinit. Te salut cu drag. Eu sunt Radulec. Și de 18 ani, sub diferite forme și cu diferite etichete înaintea numelui, repar și construiesc suflete și oameni. Te aștept la cabinet.